Bună seara, doamnelor și domnilor! Un invitat special de data asta, antrenorul secolului, Angel Iordănescu. Bună seara noastră, bună seara tuturor! Trebuie să vă mărturisesc că a durat până am reușit să-l marchez om la om și să-l aduc în studio. Am negociat vreo lună, generalul e în continuare ocupat, foarte ocupat, în ciuda faptului că aparent nu face nimic. Pule, bine ai venit în primul rând. Vă rețin numai un minut. Mulți dintre invitații acestei emisiuni nu sunt prietenii lui Ovidiu, ajung în emisiune pentru că sunt oameni importanți și oameni la en vogue. Pui Iordănescu însă chiar face parte din categoria prietenii lui Ovidiu. Avem împreună o istorie comună foarte lungă. Primul meu articol de presă înainte de a fi angajat, care a apărut în 25 decembrie 1967, a fost despre Pui Iordănescu, care a fost și primul articol scris vreodată despre Angel Iordănescu. Iată, îl aveți în imagine. Au trecut de atunci 53 de ani, vrând nevrând, pe parcursul acestor ani, mai mult de jumătate de secol, nu? Viețile noastre s-au întrepătruns. Fie că am vrut, fie că n-am vrut. Angel Iordănescu, însă, doamnelor și domnilor, un fost mare fotbalist și un antrenor poate și mai mare. Asta aș vrea să-l întreb. Pe urmă o să încercăm să discutăm și pe marginea CV-ului lui, cu adevărat impresionant. Dar l-aș întreba dacă ar fi să ne întoarcem în timp, ceea ce firește că nu putem. Ce ar prefera să fie, fotbalistul Iordănescu sau antrenorul Iordănescu? Este foarte greu să alegi între cele două. Este clar că una a influențat-o pe cealaltă. Cariera de antrenor a fost influențată de cariera de jucător. Dar revin puțin și mi-amintesc că acel articol pe care l-ai scris și încă o dată îți mulțumesc că am mai făcut. Pure, 53 de ani. O viață de om. 53 de ani. Și mi-amintesc că m-ai făcut fericit atunci cu acel articol. Era în preajma sărbătorilor. Pentru mine a contat enorm și mi-aduc aminte că părinții mei, mama și tata, au fost cei mai mândri părinți în acel moment. Bine, măcar acum, după atâția ani, să dai o cafea, că atunci eu mi-aduc aminte că nu eram angajat și mi-au zis de la ziar, du-te la profesorul Catană, era antrenorul tău, și are un băiat, un junior, sigur, eu nefiind introdus în meserie, nu știam nici fotbaliștii mari, dar mi-e de juniorii. Și ce vezi că e un băiat și ai venit tu așa, sfios, discret, complexat un pic, era prima oară când vorbeai cu un ziarist, nu? Mă rog, ziarist, că eu numai ziarist nu eram la vremea aia. Bun, nici acum nu sunt, dar mi-te atunci. Și iată că au trecut 53 de ani. Bun, ce faci acum, Puiule? Explică-mi și mie. Ești oarecum în afara fenomenului. Foarte simplu, nu mai am nicio legătură directă, să zic așa, cu fenomenul, dar sunt încă un mare admirator al fotbalului. Mă rog, nu se poate spune acum, în momentul de față nu pot să merg să asist la meciuri, dar văd toate meciurile din prima noastră divizie, din Liga 1, văd și meciurile din celelalte ligi profesioniste. Una peste alta, timpul mi-l omor cu fotbal. Acum, pe lângă fotbal, am și eu afacerile mele și din acest punct de vedere... Mari și multe. Mari și multe. Ascultă-mă, o să te super, că doar te cunosc. Cât e adevăr și cât este poezie din faptul că Forbes te-a creditat cu o avere de 50 de milioane de euro. E adevărat sau ți-au mai furat din ei așa? Nu este adevărat. Se exagerează. Mai decât 49. Se exagerează foarte mult și știu că această curiozitate a ta... Păi nu, că data asta nu ține de mine, e Forbes.
Uai, de-a lungul timpului. Ești pe listă. Și de câte ori m-ai prins, m-ai taxat cu această întrebare. Dar nu este adevărat. Păi, erai branșat și datorită lui Edi. Acum Edi plecând de la media și, mă rog, cu atât mai mult nu mai ai motive să fii foarte legat de fotbal. Dar ai împărtășit ideea lui de a pleca sau l-ai sfătuit să rămână? E foarte interesant cum gândește tatăl despre fiul sau cotincă între generațiile noastre, eu știu de la filme. Există o oarecare diferențiere de puncte de vedere. Sincer să fiu, eu i-am recomandat să rămână la Gazmetan și să continue cel puțin pe perioada aceasta a play-off-ului. Și i-am spus atunci că ar fi bine să se bucure de performanța realizată și să meargă mai departe, în condițiile în care el mi-a explicat că situația este extrem de delicată și că nu poate să mai continue. Mă refer la situația financiară a clubului, la situația de insolvență. De altfel, am înțeles zilele astea că au plecat sau au rupt contractul vreo 8 jucători și ar urma și alții la rând. Din punctul meu de vedere, cred că și cu dificultățile pe care le-a întâmpinat, a reușit o mare performanță. Pentru că au fost dificultăți mari financiare, dar performanța de a se califica în play-off a fost una deosebită. E adevărat, numai că, vezi tu, e, după părerea mea, e un cerc vicios. A plecat de la media și că nu-s bani. Dar unde să se ducă? Pentru că majoritatea cluburilor noastre n-au bani. Toate se confruntă cu dificultăți financiare. Avem imagini cu Edi când era copil. Ai știut că va rămâne în fotbal? E totuși singurul dintre copiii tăi care, cum să spun, a preluat ștafeta, să zic așa. Te-ai așteptat să continue? Sincer, nu. Speram acest lucru, îmi doream acest lucru. Practic, îți doreai să continue? Sau? Îmi doream să continue și așa. Îmi doream să rămână în fotbal. Pentru că orice părinte își dorește undeva ca măcar unul dintre copii să-l urmeze în carieră. Dar bucuria a fost cu atât mai mare că a jucat la un anumit nivel și în momentul de față mă bucur și mai mult sau mă bucură faptul că este implicat, a făcut din fotbal o profesie și sper eu să aibă rezultate și performanțe deosebite. Sincer, te mai contrazice? Tu, în general, ești greu de contrazis, că da. Dar te contrazice? Aveți discuții aprinse? În multe situații, în multe momente, mai ales atunci când este vorba de echipa pe care o antrenează, eu vin cu anumite argumente, el vine cu contraargumente. Și spune că ești demodat, nu? Firește, așa cum spune toată generația. E clar că nu sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Îți aduce aminte care a fost cel mai mare salariu? Asta poți să spui. Cât ai luat cel mai mult pe lună, să zic așa? Îți pot spune cu exactitate, cel mai mic salariu l-am avut cu Mircea Sandu. La federație. În primul mandat la Federația Română de Fotbal. Nu că nu l-aș aprecia pe Traian, chiar l-am apreciat și l-apreciez foarte mult. Traian Mircea Sandu, pentru cine nu știe. Da, așa? Mircea Sandu, dar în perioada aceea când am venit la echipa națională, a fost cel mai mic salariu pe care l-am avut la nivelul performanței unei echipe naționale. Sau la nivelul așteptărilor pentru echipa națională. Da, sub conducerea ta, naționala a obținut ceea ce e socotit și astăzi cel mai mare rezultat din istorie, cel de la World Cup Statele Unite 1994, corect? Dar tot sincer să fiu, cu Mircea Sandu, primele, în acea perioadă la echipa națională, erau prime extrem de generoase. Deci erau salariile mai mici, salariul mai mic, dar prima mai mare. Da, pe acum căutăm ca la DNA, căutăm explicații pentru 50 de milioane astăzi, să vedem dacă... Da. Pure, am ajuns la... Sărim așa tot timpul, dragă. Am ajuns la mondiale din 94. Ai și acum regretul că am pierdut cum am pierdut meciul cu Suedia și că n-am
n-am ajuns în semifinale, n-am făcut mai mult decât am făcut. Cred că, în primul rând, ar trebui să îmi exprim sentimentul de satisfacție și bucurie pentru performanța obținută. Performanță extraordinară, dar așa suntem noi. Noi nu judecăm că am ajuns până acolo. Zicem, bă, dar de ce n-am urcat mai sus? Ovidiu, dacă o iei după ce ne doream în acel moment, pentru că nici o clipă nu ne-am imaginat că putem să ajungem unde am ajuns, da, există un regret și există regretul că practic vine acest regret și din vinovăția care mi-am acordat-o mie, în sensul că poate dacă eram mai inspirat făceam anumite schimbări. Chiar acum aici la tine în redacție cineva mi-a transmis o anumită informație legată de Bogdan Stelea. Evident că sunt momente pe care le regreți. Mai pot spune că dacă eram inspirat și puteam să îl blocăm pe fundașul dreapta să iedezi de la acea vreme, să nu, mai dea, spre Kenneth să nu mai dea acele centrări în careu, poate că era altul rezultatul final. Una peste alta mă întorc și spun, a fost o performanță deosebită în condițiile în care noi nu ne așteptam să ajungem. Ne doream, dar nu ne așteptam să ajungem atât de sus. Da, mi-aduc aminte că Pele credita Columbia cu șansa de a deveni campioană mondială. Noi am bătut-o practic fără drept de apel. Spune, regret și acum că n-ai avut inspirația să-l folosești titular pe Stelea în meciul ăla, care totuși era mai înalt, poate că ar fi reușit. Așa, ne învârtim în jurul cozii de 25 de ani. Să respingă centrarea aia la capul lui Kenneth Anderson. Ca să vă enervez pe toți și pe tine în primul rând, nu regret. Dar sunt conștient că Stella poate ar fi avut o șansă în plus la penaltiuri. Să fi schimbat pe prune la penaltiuri. Pe finalul jocului înainte de a ajunge la acele penaltiuri. Blestemate. La blestematele penaltiuri. Haideți să fim sinceri. Meciul anterior, Florin jucase foarte bine și avusese o prestație bună. Cum de altfel și Stelea în primul meci, dacă nu mă înșel, am început cu el, nu mai mi-amintesc exact, avusese și el prestații foarte bune. Deci, din punctul ăsta de vedere, amândoi meritau să joace. Dar poate pe acele momente de final de joc cu Suedia, acele penalturi, poate era bine poate să iau asemenea decizie. Totuși, în America, ții minte, am pierdut urât, să zic așa, meciul cu Elveția, 4-1. Iar Dan Petrescu, dacă ți-aduce aminte, la un moment dat a spus că s-a pierdut meciul și pentru că pe banda lui dreaptă n-ai asigurat, era un, cum să spun, un atac voalat la tine, n-ai asigurat pază suficientă pe banda dreaptă în fața lui. Ți-aduce aminte de declarația asta? Nu mi-aduc aminte, dar cred că Dan Petrescu putea să spună acest lucru și în felul lui probabil se refera la faptul că în partea dreaptă, mijlocaș dreapta, era Gică Hagi, care, mă rog, era prea atras de atac era, ca să era înapoi. Mult mai mult un atacant decât un mijlocaș care se asigure și securitatea flancului drept la Dan Petrescu. Dar trebuie totuși să iei în considerare că aveam la mijloc pe Lupescu, pe Gică Popescu, care, pentru altele, înclinau mult și trebuia să țină echilibru în partea de atac. Dacă o spunea Dan Petrescu de astăzi, antrenorul, o luam în calcul. Dacă spune Dan Petrescu, Petrescu jucătorul, chiar n-am luat-o în seamă. Spune-mi, ce părere ai despre Dan Petrescu ca antrenor? Una acum extraordinar de bună, în sensul că este un antrenor profesionist, un antrenor care are o anumită strategie. Eu îl felicit pentru tot ce a reușit ca antrenor, lăsând la o parte cariera de jucător. Are, să zic așa, stilul lui de joc, stil influențat pe undeva și din
Fotbalul englez. Fotbalul englez, dar așa cum este stilul lui, unul neatractiv, este un stil performant. În fotbalul de azi contează mai mult performanța, ceea ce obții, decât frumusețea. Da, dacă poți să le obții pe amândouă, înseamnă e ideal, dar e greu. Este ideal, dar va fi, este foarte greu. Da, e clar, la el legea este echipa să câștige și mai puțin să placă. Dacă poate să placă, e bine, dar dacă nu place, măcar să câștige. Am văzut și sunt convins că toată lumea a văzut Craiova cu CFR Cluj. Și pentru că vorbeam cu Dan Petrescu, pe undeva am fost surprins. Și spun pe undeva pentru că până la urmă chiar nu a reușit Dan Petrescu să-și facă jocul cu care ne obișnuise. N-a mai avut aceeași concentrare, n-a mai avut același joc solid, n-a mai avut aceeași, să zic, rigoare. El începea cu un pressing agresiv de foarte sus, de pe linia fundașilor centrali. De data aceasta, practic, n-a mai reușit. Și ceea ce m-a surprins este că, până la urmă, dacă avea un joc foarte bine pus la punct defensiv, de data aceasta apărătorii lui au greșit. Tocmai apărarea l-a trădat. Tocmai apărarea l-a trădat, capitolul unde el era fort. A fost undeva, e adevărat, și un joc al Craiovei de excepție, o primă repriză, dacă vreți, vreo 55-60 de minute, un joc de excepție. Dan Petrescu a pierdut profunzimea prin jucătorii, să zic așa, ai Craiovei, de viteză. Mă refer aici și la Ivan și la Ivan, la Mihailă, chiar la vârful de atac. La Colici. La Colici, care au câștigat întotdeauna profunzime, lucru care în alte dăți nu s-ar fi întâmplat cu Dan Petrescu. Stadionul din Voluntari se cheamă Angel Iordănescu. Nu, că avem foarte multe contradicții. Și cu ăsta ai contradicții? Chiar dacă poartă numele meu și îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, dar să știi că în multe situații ne-am contrazis. Dar are un merit important pentru că a asigurat și condiții extraordinar de bune și în același timp și condiții jucătorilor, mă refer, de spune, transfer. Nu și... ți se părea însă mai normal ca nu stadionul din Voluntari, care e un stadion nou și într-o zonă cu fotbal nou, să se cheme Angel Iordănescu, mai degrabă să se cheme stadionul Steaua, care urmează să fie dat în folosință? Ia spune. Nu știu, asta te las pe tine să apreciezi. Eu cred că pe undeva stadionul Steaua ar trebui să aibă, să poarte numele lui Emery Kenney, că până la urmă este, este numele antrenorului care a obținut cea mai mare performanță la nivel de club. Deci opinia ta e că stadionul ar trebui să se cheamă, să cheme Emery Kenney? Cu siguranță da. Bun, și m-aș bucura foarte mult dacă stadionul ar purta numele lui Neim. Ai vorbit cu el în ultima vreme? Cum e? Cred că acum vreo lună și ceva, nu mai știu în ce împrejurare l-am sunat. Efectiv, avem noi o vorbă, îl iau cu ce faci puștule. Știu că tu și tu... Tu pe ei. Da. Și eu la mea. Și el m-a întrebat, dar cine e la telefon? Zic, bine, Emi, dacă nici pe mine nu mă mai recunoști, e clar că ne-am schimbat amândoi. În orice caz, îmi spunea că nu prea se simte grozav, dar că face eforturi. Da, iese la plimbare și eu am mai vorbit. Să iasă la plimbare, să meargă. Bine, apropo de ce discutam, două și dorești pe această cale sănătate și toate cele bune. Două chestiuni aș vrea să încercăm să lămurim. Unu, CSA sau FCSB? Nu știu, asta trebuie să o lămurești tu, Nu o lămurește nimeni, îți spun eu. Asta ar trebui să ne spună specialiștii în drept, în oamenii care s-au pronunțat. Sufletește, eu sunt legat de CSA Steaua, acolo am crescut,
Acolo m-am format ca om, ca jucător. Nu uita că am ajuns la CSA la 10 ani și am continuat la CSA an bun și după ce mi-am încheiat cariera de antrenor. FCSB. FCSB este clubul lui Gigi Becali. Practic, eu cred că pe undeva, noi toți, trebuie să-i mulțumim lui Gigi Becali și nu numai pentru FCSB, trebuie să îi mulțumim pentru faptul că an la rândul a ținut în viață fotbalul românesc prin aceste investiții pe care le-a făcut la FCSB. Da, directe și la alții. Directe, indirecte, ajutând, alții. Ajutând fotbalul românesc și alte cluburi din divizia să existe, să trăiască. Faptul că FCSB nu reușește în ultima perioadă este o altă, să obțină performanță, este o altă problemă. Aici, din păcate, are și Gigi Becali partea lui de vină. Chiar dacă e investit, chiar dacă bagă bani, cred eu că ar trebui să aibă o anumită conduită, în sensul că să mai asculte de cei, de cei care se pricep, de cei pe care îi plătește ca să facă tocmai performanță. Tocmai ca să îi dea sfaturi pe care el nu le ascultă. Spune-mi, Puire, sincer, crezi că ai putea să lucrezi cu Gigi Becali? N-am cum, pentru că am o anumită vârstă și nu mai am de gând să mă întorc ca antrenor. Deci pentru tine fotbalul e un capitol închis, închis, vorbind ca meserie. Ca meserie, ca antrenor, sub nicio formă. Niciodată. Niciodată. Bun, și acum al doilea aspect, am înțeles, deci tu practic ești fan CSA Steaua, normal că ești și dita mai generalul, adică... Sunt fan al echipei naționale, sunt fan și sunt suporterul echipei naționale, o să mă vedeți la toate meciurile echipei naționale, țin cu echipa noastră națională, o să mă vedeți suporter al echipei unde va antrena Ierdănescu junior, și o să mă vedeți în tribună la voluntari. Așa cum cred că voi merge în continuare la orice alt meci, acolo unde cred eu că spectacolul nu o să lipsească. Între altele și la FCSB, pentru că, sincer spun, mie îmi place tinerețea de la FCSB, îmi plac jucătorii de valoare de la FCSB și din acest punct de vedere, chiar dacă echipa nu performează, îmi place să văd jucătorii de valoare și de calitate. Ai intra în vestiar la FCSB dacă te-ar chema cum... Lucescu, de pildă, care a fost toată viața în tabăra adversă, a mers la FCSB în vestiar. M-aș bucura dacă aș fi invitat în vestiarul echipei noastre naționale, cu Mirel Rădoi, pe care l-am avut și ca jucător. Deci nu te mai întreb ce părere ai de Rădoi, că ești fan, e clar, dacă l-ai avut jucător și... Crezi că se va descurca Rădoi la națională? Eu doresc din suflet. Sincer, și că am ajuns la Mirel Rădoi, este un băiat excepțional, un caracter deosebit, un băiat modern în ceea ce privește fotbalul, dar am și eu, ca orice suporter, anumite semne de întrebare. Am văzut că același semn de întrebare pe care mi-l pun eu și l-a pus și el. De ce Mirel Rădoi? De ce lipsa lui de experiență, ca să de zicem așa. La asta fac referire, la experiență. De ce Mirel Rădoi și nu a fost Gică Hagi? De ce, eu știu, Contra și nu a fost Dan Petrescu? De ce Daum și n-a fost un antrenor român, în condițiile în care e clar că un antrenor străin e greu să gestioneze și să cunoască într-o perioadă scurtă problemele fotbalului românesc? Întorcându-mă la Mirel Rădoi, a făcut o performanță deosebită cu echipa națională de tineret. Sper să continue cu prima noastră națională, sper să meargă pe această linie de a aduce jucătorii pe care i-a avut la echipa de tineret, dar să nu uite un lucru. În fotbal, mai ales la echipa națională, nu contează decât rezultatul. Nu contează câți jucători promovezi, nu contează ce tineri aduci la echipa națională, nu contează ce nume susții la echipa națională.
contează dacă rezultatul. Pierzi, ești pierdut. Ai văzut că zilele trecute a declarat că dacă nu o să meargă, atunci renunță. Că nici cu asta nu sunt de acord. Îmi pare rău că eu spun sau că eu transmit prin intermediul vostru, dar nu poți să pui problema în felul ăsta. Ești antrenorul echipei naționale. Tu trebuie să fii pozitiv, să te gândești că nu ai altă șansă decât să te bați pentru performanță. Nu vii și ne anunți ce se va întâmpla. Nu, nici nu vrem să auzim lucrul ăsta. Nici nu luăm în calcul lucrul ăsta. Mă rog, federația, suporterii. Federația va decide. Suporterii așteptăm performanță. Așteptăm calificarea echipei. E clar, tu acum vorbești în calitate de suporter. De suporter. Păi, tu ai fost un antrenor dur. Jucătorii, cum să se cam plângeau de antrenamentele tale. Unii ziceau că ești dictator. Așa, în raporturile cu presa, cum să spun, n-ai fost cel mai generos. Hai să zic, cu mine ai avut o relație specială. Dar nu erai foarte familiar cu ziariștii. Cum erai cu jucătorii? Sau cum crezi tu că erai? Pentru că jucătorii vorbeau despre tine ca de un antrenor foarte dur. Și ca antrenamente și ca atitudine. Adică la tine nu mergea, tăiai din rădăcină. Dacă mă întreb pe mine, sincer, nu. Nu am tu ai altă părere despre tine. Nu am fost un antrenor dictator, nu am fost un om dur. Am fost un antrenor exigent. Da. Și din punctul meu de vedere, am avut o relație excepțională cu jucători. Că au mai fost și neînțelegeri, sau că pe unul într-un fel l-am nedreptățit, sau pe celălalt l-am avantajat. Asta orice antrenor face câte o greșeală, are o slăbiciune. Dar, într-adevăr, țineam foarte mult la disciplină, atât disciplina de zi cu zi, cât și disciplina tactică. Dar eu cred că am fost extrem de apropiat de jucători. În momentele lor grele eram aproape de ei, mă consultam cu ei, vorbeam cu ei, dar este adevărat că nu acceptam... Nu înghițeai nimic. Nu acceptam mișcări sindicale în cantonament. Auzi, la programul echipei naționale. Formula nu mi-aparține mie. Să știi că, de fapt, nici nu suntem ce credem noi că suntem. Suntem numai ce cred ceilalți. Deci degeaba zici tu că erai exigent dacă jucătorii spun că erai un dictator. Mă rog, fără să exagerăm, adică nu era... Era mai mult în glumă spus că erai un dictator. Ți-am spus, Ovidiu, cred că erau câteva lucruri care nu le acceptam. În sensul că... Dă-mi un exemplu ce nu acceptai, sub nicio formă. Nu acceptam să nu vină la program, să zic, la ora convenită, cum venea întreg lotul, tot lotul. Adică nu acceptam ca jucătorul să vină dacă convocarea sau la echipă, la Steaua. Ăștia vedetele nu mai întârziau, Hagi, Gică Popescu. Dacă aveau consimțământul meu și era o chestiune firească, normală, de viață, e clar că îi dădeam acest drept și îi dădeam această libertate de a-și rezolva problema pe care o avea. Dar sub nicio formă nu eram de acord ca lotul să se prezinte la ora 14 și jucătorul să vină la ora 18. Depinde, pe Hagi l-ai amendat vreodată? Ia, adu-ți aminte. Cred că l-am pedepsit și spun sincer, au fost situații când i-am făcut foarte multe nedreptăți cu Gică Hagi. Da. Și spun de ce. Cel puțin în perioada primului mandat la echipa națională, când existau probleme la echipa națională, îl luam pe el și îl mai pedepseam pe el, chiar dacă în el... În numele celorlalți. Ca să observe ceilalți că indiferent cine este la echipă și dacă nu respectă programul, nu țin cont de nume, nu țin cont de... Și din punctul ăsta de vedere îl mai dădeam exemplu, mai spuneam că uite...
Hagi m-a rugat să vină la ora 20 și mi-aduc aminte, a fost o perioadă la înaintea unui meci. Poate că l-am nedreptățit și pe el și pe Gica Popescu, au avut un program greu la echipele lor de club în Spania și m-au rugat. Echipa nu mergea, echipa n-aveau performanță, n-aveau rezultat, m-au rugat să-i las o seară acasă cu familia, au avut un program încărcat. Și ți-am spus mai devreme, am spus, nu, toată lumea convocarea vine. A fost pentru ora 14 astăzi. Nu veniți mâine dimineață. Aveau și ei dreptate în felul lor. Și am spus, veniți astăzi. Dacă nu veniți astăzi, mâine puteți să nu mai veniți. Da, recunosc stil. Pe undeva, pe undeva treia să el. Spune-mi. Dar gândește-te, Ovidiu, și spre meritul lor și lauda lor, eu nu aveam mai mult de 5 zile. Dacă ei veneau a doua zi, la da, 10, să la pierdeam 12, ritm, să pierdeam. Mai pierdeam o zi. Era vorba de refacere, de recuperare, era vorba de program, de, spune, de analiză. Consider că pe Lăcătuș l-ai nedreptățit, că nu l-ai luat la... Mare nedreptate i-am făcut și lui Lăcătuș. Și am mai spus lucrul ăsta, am greșit, mi-am cerut iertare, dacă poate, sau scuză, dacă... Și m-a bucurat enorm de mult că am simțit că chiar m-a înțeles și m-a iertat. I-am făcut cea mai mare nedreptate că nu l-am luat în Statele Unite. Și acea, da, acea nedreptate... Mai ales că în Italia 90 jucase, marcase cu RSS. Dar spune-mi altceva, Puile, după părerea ta, ai avut 3 mandate la echipa națională. Eu știu, cel mai fructos a fost totuși primul cu mondialele din vârf mondiale din America. Crezi că te-ai schimbat? Ultimul mandat s-a terminat în 2016, nu? Exact, da. Crezi că pe măsură ce a trecut vremea, nu pot să zic că ai îmbătrânit, că bătrân nu ești nici acum, te-ai mai maturizat, ai devenit mai înțelegător în raport cu jucătorii sau ai rămas tot ăla care tăiai în carne vie? Nu, sincer, cred că de la un mandat la altul m-am transformat și eu. Și e firesc să te transformi, e firesc să devii altfel și să vezi lucrurile altfel. Una peste alta, cred că am rămas și în primul mandat, și în al doilea, și în al treilea, cu anumite tabieturi. Dar am ținut întotdeauna și am fost exigent atât în procesul de pregătire propriu-zis, cât și în respectarea disciplinii tactice sau de zi cu zi. Acum când privești înapoi, ce tabietă ai avea? Dă-mi un exemplu. Afară de povestea, o să discutăm și aia cu iconițele. Acum văd că nu mai ai iconițe. În timpul meciurilor, ai și acum? Le arată, te rog. Ai de nu mai, mai drept. Le am. Dar te rog, spune. Așa, ce tabiet crezi că deranja sau, mă rog, te caracteriza în mod deosebit? Niciodată nu începea meciul fără să sărut o iconiță, o cruciuliță, pe care o aveam întotdeauna cu mine. Am înțeles pe undeva că pe voi, pe o parte, nu pe tine, nu mă refer la tine special, că știu că ești un om cu credință în Dumnezeu, dar am înțeles că au fost și oameni care i-a supărat, i-a deranjat. Nu, scuze-mă că ți-o spun, n-am vorbit niciodată. Părea un pic exagerat. Nu știe nimeni că săruți o dată, dar tot timpul erai cu iconița, lua iconița. De multe ori, în timpul meciului, repetai această figură. La cornere, la mi-aduc aminte. Nu, greșește. Se poate. Este adevărat, este adevărat ce spui. La începutul meciului, în timpul jocului, dacă, să zicem... Erau faze mai... Nu, dacă reușeam să dăm gol, după gol sărutam iconița și la final la fel. Dar asta nu înseamnă că era ceva exagerat. Așa simțeam eu. E credința mea, e dreptul meu.
Și da, fiecare absolut, om, nu zice... și fiecare om are credința lui. Absolut. Și cred că e normal să-l înțelegem sau să îi respectăm. Dar crezi că asta te-a ajutat? Adică credința în Dumnezeu te-a ajutat să obții rezultate sau? Cred și acum că credința joacă un rol important asta pentru noi toți, pentru cei care credem cu adevărat. Bun, eu am scris zilele astea un articol în care, să zic așa, l-am ironizat pe Gigi Becali, pentru că Evlavia, eu știu, Pioșenia, el a devenit o metodă de evaluare. Dacă antrenorul se închină, se roagă, e antrenor bun. Ceea ce după rezultate nu e chiar așa. Ce părere ai? N-aș vrea să îți dau ție dreptate legat de această chestiune, pentru că s-ar interpreta că sunt aici. Până la urmă, e un antrenor pentru ceea ce reprezintă el ca valoare intrinsecă. Profesional vorbim. Profesional. Dar, unde nu sunt de acord cu tine, dacă te iei de credința lui Gigi Becali, nu, nici vorba. Îți spun sincer am că tot la respectul. Pentru modul în care vorbește vis-a-vis de credință, l-ai auzit vreodată pe Gigi Becali da. Vorbind despre credință? L-am și văzut la biserică, la Schitul Darvani. Eu îl admir. E și sincer credincios. Numai că una și alta e alta. Sincer îți spun că mi-aș dori și eu să pot vorbi despre credință cum vorbește Gigi Becali. Bun. Am lămurit-o și pe asta. Pure, știi bine, a fost o discuție întreagă și destul de încinsă. Care dintre echipe făcea legea înainte de 89? Dinamo sau Steaua? Steaua, mă rog, datorită lui Valentin, și o să te întreb și de Valentin, nu că aș fi vreun admirator al familiei Ceaușescu, cum interpretează unii, dar pentru că Valentin, din ce știu eu, a jucat un rol important în ascensiunea Stelei, care a câștigat Liga, Cupa Campionilor Europeni. Cred că iubitorii fotbalului și-ar dori un răspuns clar la această întrebare a ta, cum și tu sunt convins că aștepți același lucru de la mine în momentul de față. Dar eu cred că intrăm pe o pistă greșită. Trebuie să rămânem cu ceea ce au oferit în acea perioadă cele două, trei, patru echipe bune. Și pe care să nu punem problema cum o punem. Performanța a fost mai importantă decât orice. Acea perioadă cu Universitatea Craiova, cu Dinamo, cu Steaua, perioada, să zic, nu știu, Mircea Lucescu la Dinamo, Anghel Iordănescu la Steaua sau Emery Chenei la Steaua, la Craiova, dacă nu mă înșel, era Cernăianu. Nu, Cernăianu a venit mai târziu, era regretatul Tică Oțet. După aceea la FC Argeș, perioada cu Halagian și ce a mai fost, și a venit perioada lui regretatului marelui nostru jucător Dobrin. Acea perioadă a fost una de referință, a dat o echipă națională valoroasă. Acea perioadă a adus jucători care pe parcursul a 8-10 ani au obținut performanțe la nivelul echipei noastre naționale. Jucătorii de la Craiova, jucătorii de la Steaua, jucătorii de la Dinamo, jucătorii care, să spun uite așa... Uite ce imagine superbă! Puneți încă o dată aia cu Ienei și Iordănescu ținând de cupă. A, sunt la rând. Bun, când vine să mă atrageți atenția. Ia uite ce păr aveai, puiule. Și iată, asta într-adevăr este o poză de făcut tablou. Revin și spun, cred că Mircea Lucescu a greșit atunci când a intrat în acele declarații pe care le-a dat și care, zic eu, practic a creat o nemulțumire în tabăra cealaltă. Vorbește de declarația lui Lucescu. Da, în tabăra celor de la Steaua. Dar acea perioadă, acea competiție dintre Craiova și Dinamo, Craiova și Steaua, Steaua și Dinamo, a fost una benefică pentru fotbalul nostru. Da, și zici, tu zici, părerea ta e că n-are rămânem, să discutăm. Să rămânem cu performanțele care le-am avut în acel moment,
pentru că suporterii trebuie să se bucure de ele și nu de anumite chestiuni care practic nu-și mai au. Bun, dar atunci te-a deranjat probabil ceva la Lucescu pentru că ai răspuns, ai ripostat. Da, 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 m-a deranjat. Eu țin foarte mult la Mircea Lucescu și l-apreciez pe Mircea Lucescu. Dar nu avea rostul să deschid acel subiect. Pentru că este un antrenor mare, a dovedit acest lucru, nu te întorci la lucruri care nu-și mai au rostul și care nu le mai poți aduce în vezi, actualitate. El este mai în vârstă decât tine cu 5 ani. El e născut 45, tu ești el 50. Este mai orgolios. Nu, dar el mai, se mai gândește să antreneze. Tu văd că nu. M-aș bucura mult pentru Mircea Lucescu și vă spun ceva. Am vorbit mai devreme de Mirel Rădoi, de Daun, de eu știu, Contra și ce soluții au fost la echipa națională. Mă refer aici, am propus pe Dan Petrescu, pe Gică Hagi. Mircea Lucescu trebuia adus la echipa națională. Nu mă refer la acest mandat care l-a, dar a fost o perioadă când Mircea Lucescu trebuia căutat și adus la echipa națională pentru că aveam nevoie de experiența și de... Tu ai dreptate, Puiule, numai că știi, în ziua de astăzi nu laudele mai vând o gazetă, înjurăturile. Dacă lauzi și pe Rădoi, și pe Dan Petrescu, și pe Lucescu, interesezi mai puțin. Dacă înjuri, toată lumea e cu microfoanele la tine. Atunci treceți în contul meu că i-am înjurat pe toți. Păi, bun, vorbeam de Valentin. A avut Valentin cu adevărat un rol în câștigarea cupei campionilor? Ți-am răspuns mai devreme. Nu mi-ai răspuns. Nu, ți-am răspuns că n-are rost să ne întoarcem la ceea ce a fost atunci, înainte de 89. Am înțeles. Bun. Invitați-l pe Valentin Ceaușescu în studio și veți afla din gura lui absolut tot ce își dorește să spună și poate să spună. Da, promit să încerc, dar nu știu dacă și reușesc. Până acum nu prea l-am văzut. Spune-mi, ai avut elevi mari legende ale fotbalului românesc, legende ale fotbalului românesc. Care au fost cei trei fotbaliști care ți-au plăcut cel mai tare, pe care i-ai iubit cel mai tare? Acum, sigur că și antrenorii au slăbiciunile lor. Hai că te-am încurcat de data asta. Mi-ar fi greu să-ți răspund direct cu trei nume, dar să știi că fotbalul românesc a avut de-a lungul timpului jucători de mare valoare, jucători de talie mondială. Și am avut generații de fotbaliști foarte buni. Aș nedreptăți dacă aș pomeni trei nume. Aș nedreptăți jucători care... Nu, Puiule, eu nu te rog să faci o ierarhie. Eu te întreb pe care i-ai iubit-o mai mult. Că, da, cum să spun? Nu e obligatoriu ca să-i fi iubit pe cei mai buni. Ceea ce pot să spun este că unii dintre ei pe care i-am iubit foarte mult, am pomenit numele lor mai devreme în discuțiile pe care le-am avut. Dar la suflet, de-a lungul timpului, l-am avut pe Hagi, pe Lăcătuș, pe Tudorel Stoica. Nu l-ai avut pe Lăcătuș, dar nu l-ai luat la mondiale din 94. Am spus mai devreme că am făcut dar o mare greșeală. Ce ai gândit atunci? Știi? Ți-aduci aminte? Mi-aduc aminte foarte bine. Ce ai gândit? Nu cred că mai are rost să mai... Nu are rost, nu. Tot ce e interesant, nu are rost. Spune-mi... Da, deci Hagi ar fi cel pe care l-a... Și ca antrenori, ai zis de Lucescu, Halagian, bun antrenor? Foarte bun antrenor. Dumnezeu să-l ierte, el e cu felul lui de a fi, ei, cu... Dar nu uitați un lucru, că pentru fotbalul nostru intern a avut rezultate foarte bune. Dar nu poți să îl omiți pe Lucescu, pe Ienei, pe Hagi. Nu poți să-l omiți din acest Dan Petrescu, din acest, să zic, din această breazlă a antrenorilor. Nu poți să-l scoți pe Dan Petrescu, care în momentul de față este unul cei mai buni antrenori pe care i-a avea. Da, sigur, e campionul României. Nu poți să-l omiți pe Răzvan Lucescu, care are niște rezultate deosebite. A făcut o performanță fantastică în Grecia, cu PAOK. PAOK, cred că
Dar tu ai jucat în Grecia și ai antrenat în Grecia. Știu ce înseamnă fotbalul grecesc, știu ce înseamnă pentru Olympiacos să nu câștige campionatul sau Panathinaikos și să câștige PAO campionatul și cupa. Știu ce înseamnă să te duci să câștigi cupa campionului Asiei. Deci, din acest punct de vedere, Răzvan Lucescu are niște performanțe deosebite. Deosebite. Da. Răzvan Lucescu putea fi oricând o soluție pentru... El a fost la echipa națională, dar poate că mai mult ca oricând, acum merita să fie antrenorul echipei naționale, la ce experiență... Bine, aici, eu știu, Pure, dacă vine, adică una e să fii la o echipă care în Arabia spuneți, Saudită... Ovidiu, așa o spuneți cu Dan Petrescu, așa o spuneți cu Hagi. Puneți-l pe Hagi la echipa națională și o să vedeți că vine. Federația, nu, doamne, iartă-mă. Voi puteți să influențați. Da. Nu știu dacă Răzvan, de pildă, poate pleca și veni la națională când e sub contract acolo. Adică trebuie să învățăm noi, fotbalul nostru trebuie să învețe și să respecte contractele. Să respecte fiecare ce a semnat. Țării, nu, azi semnez pe 2 ani, pentru 2 ani și după o lună plec, că e mai bine în altă parte. Te-aș contrazice și aici. Ia, contrazic, te rog. De ce? Și Răzvan Lucescu are o situație, ai dat exemplu Răzvan Lucescu, are o situație financiară foarte bună prin ceea ce a realizat în fotbal. Eu sunt convins că un antrenor își poate întrerupe contractul să vină la echipa națională. Echipa națională este nivelul cel mai de sus pe care îl poate atinge un antrenor. Bine, o să vii să-mi spui că Barcelona, Real Madrid, da, este adevărat, la nivel de club, da. A, bine, lasă-mă, Quique Setién, dar... care e antrenor la Barcelona, numai mare antrenor nu e, dar mă rog. Dar un antrenor de club, dacă își dorește cu adevărat să vină la echipa națională, Răzvan a mai fost la națională, întrerupe el contractul. Ajunge la o înțelegere. În fotbal se pot întâmpla. Deocamdată nu i-a oferit nimeni lui Răzvan ca să vină, să vină să se ofere singur sau cum. Nu, acum eu zic că mutarea cu Rădoi, în ciuda faptului că Rădoi nu are experiență, e o mutare oarecum logică. Da. Să vedem ce se va întâmpla de acum înainte, da? Te-aș întreba altceva. E o mutare logică, o mutare pe undeva așteptată, pentru că Mirel Rădoi obținuse o performanță deosebită cu echipa de tineret a României. Aducerea lui Daum s-a justificat, după părerea ta? După părerea mea, nu. În primul rând, că trebuia să vină un antrenor, imediat atunci trebuia să vină un antrenor român, un antrenor care... Fotbalul nostru are ceva specific, particularități deosebite. Un antrenor străin pierde foarte mult timp până cunoaște până jucător, intră în atmosferă, până, intră în până află jucătorii. Mi-amintesc că atunci s-a spus că vine, va fi un antrenor ofensiv, va schimba, va ataca și cu mingea, și fără mingea. Și când e mingea la adversar, va ataca. Da, ceva de genul, nu mai știu exact, că va schimba într-o perioadă extrem de scurtă mentalitatea jucătorilor. Mentalitatea jucătorilor români nu o schimbi peste noapte. Este greu să schimbe. Asta este una dintre slăbiciunile fotbaliștilor noștri. Mentalitatea și, dacă vreți, educația profesionistă pe care ar trebui să o ai. Da, așa este. Dar, zi-mă, atunci când cu Daum, dacă eu nu greșesc, mai erai încă în comisia tehnică. Nu te-a întrebat nimeni nimic? Nu, nu mai eram în comisia tehnică, n-am mai fost. Și pentru că ai adus în discuții comisia tehnică și Federația Română de Fotbal, îți pot spune că comisia tehnică, din ce am înțeles, și acum, ca și atunci, era alcătuită din mai mulți foști fotbaliști, antrenori, foști jucători importanți, dar nu cred că au avut un rol semnificativ în desemnarea antrenorului echipei naționale. Nu, ea e de formă în istoria asta, adică o întreabă ca să se afle în treabă, ca să zic așa.
Nu decide... Că, uite, îți dau un exemplu. Nu pentru că eu am fost director tehnic la Federația Română de Fotbal, dar îți spun sincer, cel puțin pe perioada cât am fost director tehnic, președintele Comisiei Tehnice, făceam discuții și analize în fiecare luni cu antrenorii echipelor naționale, de junior, de tineret. Chemam antrenorii, pe toți antrenorii din Comisia Tehnică, toți antrenorii care reprezentau, care erau la nivel de reprezentare la echipele de junior, de tineret, de... și participau la acest antrenor, pe care îi obligam pe ei, cel care avea primul meci în săptămâna respectivă, să ne prezinte strategia, selecția, toate aceste lucruri. Deci au fost și momente de genul acesta. În afară de asta, sincer și pot să iei, cel puțin mi-amintesc pe durata primului meu mandat la echipa națională, am căutat să aduc în comisia tehnică antrenori cum era Halagian, cum era Cernăianu, Mielu Voica, regretatul Mielu Voica, dacă ți-l amintești. Deci antrenori cu nume, antrenori cu greutate. Bun, acum nu mai e așa. Angelo Niculescu. Acum nu mai e așa. Care eu eram de fapt mult mai tânăr și mă rugam, îi invitam să vină să ne vorbească. Și acum să nu mai e așa. Nu mai e niciun antrenor, cum să spun, de top în comisia tehnică. Sunt mai degrabă niște iesme, dar mă rog, nu vreau să... Știi însă că atunci rămânerea ta în cadrul federației a deranjat niște oameni din, chiar din generația de aur, a fost reacția pe care o știi și avem niște imagini. Ia hai să vedem, vă rog să-mi puneți imaginile alea. Motivul nu o să ți-l spun și nu o să spun niciodată. Este o chestiune pe care o știu eu cu dânsul și atât tot. Motivul? Dar pentru mine așa va rămâne. O fantomă. O fantomă. E adevărat că nu e acceptat. Nu are nimic de a face cu fotbalul, repet. Nu are nimic de a face cu fotbalul. Păi pentru că toată lumea credea că aș fi supărat că s-a dus și s-a alăturat proiectului. Nu are nimic de a face cu fotbalul. Da. Asta te întrebam, că s-a făcut vorbire despre un document nu pe care tu l-ai cerut? Nu despre ce vorba, okay. Este... E o chestiune care te-a dezamăgit îngrozitor în celul. Enorm. Un om cu care ai făcut istorie. Nu poți să faci ce a făcut dânsul. Nu poți. Ai înțeles cumva dacă de ai ținută, ce? O ținută morală impecabilă, nu faci așa. Ai înțeles de ce? Da. A avut o motivație? Și nici nu pot să spun părerea mea de ce a făcut-o. Pentru că probabil a jigni. Da, Puiule, tu știi de ce crezi că s-a supărat Popescu? Că el nu vrea să spună. Spun sincer, n-aș fi preferat să discut despre acest subiect. Încă nu m-am întâlnit cu Gică Popescu la o discuție tet-a-tet. Am vorbit cu el, ne-am salutat, ne-am dat mâna, dar pentru că am văzut imaginile, am să spun și punctul meu de vedere. Te rog. Eu am fost în al treilea mandat, eu am fost adus la echipa națională ca director tehnic de Mircea Sandu. Eu eram în federație atunci când Răzvan Burleanu a candidat și a câștigat, alegerile. Într-adevăr, am fost, să zic așa, în echipa lui Gică Popescu, în echipa lui de susținere, pentru că își depusese mandat, își depusese candidatura ca să obțină funcția supremă din fotbal românesc. Mi-amintesc, Gică Popescu, mi-amintesc că Mircea Sandu m-a chemat și mi-a spus: Puile, nu știu ce va fi, dar aș vrea ca pe lângă Gică Popescu și Răzvan Burleanu și încă câțiva care și-au depus candidatura, să-ți depui și tu dosarul pentru a candida dacă este nevoie. A fost o strategie, să zic așa. Atunci l-am sunat pe Gică Popescu și i-am spus, Mircea Sandu e martor, i-am spus lui Gică Popescu că uite ce mă roagă președintele
în funcție să-mi depun dosarul. Gică m-a rugat... Ca variantă de rezervă, să zic. Ca o variantă de rezervă. Gică m-a rugat, mi-a spus, Neapuile, te rog să nu faci lucrul ăsta. L-am rugat pe Gică a doua zi să vină la federație. Și împreună ne-am dus la Mircea Sandu. Și am spus lui Mircea Sandu că nu voi candida, nu-mi voi depune dosarul și ca urmare, dacă se întâmplă ceva, nu voi candida. Neștiind ce se va întâmpla. Atunci am intrat în echipa lui Gică Popescu și i-am spus lui Gică Popescu că merg cu el în echipă. Lucru care, din păcate, el n-a mai putut să candideze și cunoaștem din ce motive. Iar eu personal am rămas în federație. Dacă Gică Popescu candida și pierdea alegerile, ceea ce nu credeam că se putea întâmpla, atunci automat plecam din federație. Plecam odată cu el. Dar pentru că el n-a apucat să mai candideze și așa cum știe toată lumea, a câștigat Răzvan Burleanu, eu am rămas în federație pentru că nu fusesem adus de Răzvan Burleanu, ci de Mircea Sandu. Fire. Și m-am ambiționat, am vrut să rămân să ajut fotbalul românesc. Și nu regret. Te rog să mă crezi, îți spun cinstit, nu știam în acea perioadă că peste nu știu cât timp voi ajunge din nou să preiau echipa națională în cel de-al treilea mandat. Dar, de ce spun nu regret? Pentru că am avut o relație foarte bună cu Răzvan Burleanu. Am colaborat bine. Și vă spun acum un lucru care nu știu dacă îl știți. Sub nicio formă Răzvan Burleanu nu l-a îndepărtat pe Pițurcă de la echipa națională. Vorbesc de Pițurcă pentru că eu am venit în locul lui Pițurcă. Ba din contră, Răzvan Burleanu a tras cât a putut de mult ca să-l țină pe Pițurcă la echipa națională. Eu personal m-am rugat de Pici să rămână antrenor echipei naționale. Răzvan Burleanu i-a asigurat toate condițiile lui Pițurcă, așa cum mi le-a asigurat și mie. E un mare antrenor Pițurcă și un mare încăpățânat, asta să știe. Da. Pune, dar întorcându-mă la Gică Popescu, probabil că a fost, sau probabil că este o altă neînțelegere între noi doi. El zice că nu e vorba despre fotbal, ai fost atent. Numai o secundă. E ceva din afara fotbalului. Numai o secundă. Eu cred că lucrul acesta l-a influențat pe el că am rămas în continuare în federație, s-a așteptat să plec și ți-am spus motivul pentru care n-am vrut să plec. Am înțeles. Iar problema la care se referă el este o problemă mult mai delicată. Ceea ce pot să-i spun este că n-am știut niciun moment ceea ce se va întâmpla. Adică e vorba despre arestarea lui, practic. Exact. Dacă știam sau credeam sau simțeam așa ceva, probabil că l-aș fi ascultat pe Mircea Sandu și mi-aș fi depus acel dosar ca rezervă pentru a candida. Deci n-am știut, n-am avut informații, din punctul meu de vedere, sincer, dar poate că a vrut să spună că tu, fiind prieten cu Oprea, ai fi putut să intervii sau ceva. N-aș vrea să intru în alte amănunte. Da, niciun. Eu cred că e timpul însă să vă întâlniți și să lămuriți asta, că vorba aia, n-are rost să ne certăm, că nu mai avem timp să ne împăcăm. Și îți mai spun încă ceva și se poate confirma, inclusiv prietenul meu Gabriel Oprea, inclusiv Victor Ponta, mi-a cerut într-adevăr să candidez la acele alegeri. Iar eu am refuzat datorită lui Gică Popescu. Crezi că ăștia doi bănuiau că s-ar putea ca Gică Popescu să fie arestat? Nu cred. Tocmai asta este pentru că și Oprea și Ponta mi-au spus că e bine să-mi depun dosarul, chiar să mă lupt cu Gică Popescu dacă și cu Burleanu, cu cei care s-au înscris la acea candidatură. Bun.
declar că nu te mai bagi în fotbal, te-ai retras din fotbal, dar te-ai retras și din politică? Lumea știe, ai fost senator PSD, după aia independent. PSD ai fost prima oară? PSD am PSD, fost prima oară. După aia independent. Acum vin locale, n-ai văzut lumea să ceartă când să fie locale, să amâne, să nu... 27 septembrie, să amâne din cauza pandemiei. Te mai tentează politica? Mi-ai spus mai devreme, sau mi-ai spus în birou la tine, a venit vorba de așa ceva, sincer nu regret că am candidat, că am intrat în politică. A fost o parte din viața mea, a fost un moment, așa am gândit atunci, așa mi-am dorit atunci și nu e exclus să mă întorc în politică. Dacă mai devreme ai spus, ți-am spus că nu o să mai fiu antrenor și că sub nicio formă nu mai mă gândesc la meseria, la profesia de antrenor, asta nu înseamnă că nu mă gândesc sau că nu aș putea să mă întorc în politică. Deci nu îți pare rău că ai fost în politică. Așa cum pot să mă întorc în fotbal, dar nu... Nu, ca antrenor al unei echipe de fotbal. Te-ai întors în formă de stadion, la voluntari și... Ca suporter, ca director tehnic, ca, eu știu, președinte de club. Știi că noi am încercat, n-am de ce să mă ascund de tine, ne știm de prea multă vreme, să-l introducem pe Gică Popescu în această emisiune, ca eventual să tentăm o împăcare, că e păcat. Gică Popescu a spus, nu intru, continui să aștept telefon de la domnul Iordănescu. L-am sunat pe Gică Popescu și nu odată, sincer. Și eu l-am sunat răspuns, pe Gică Popescu. Nu știu, odată, dacă nu mă înșel, cred că pe un alt număr sau nu mai era același număr, după aceea l-am sunat pe numărul lui actual, având numărul de la un prieten bun, comun. Mă sună Gică Popescu. Glumesc. Îmi cer scuze, am uitat telefonul deschis. Spuneam că l-am sunat, dar cred că e o discuție care nu se poate rezolva pe telefon. Și sunt convins că o putem rezolva numai atunci când ne vom întâlni să o discutăm direct. Dar îl asigur încă o dată că am același respect pentru el așa cum l-aveam până la momentul la care el... Tu respecti pe el, el te respectă pe tine. Din punctul meu de vedere, rămâne același de zile. Mare om, același mare jucător. Dacă el e supărat, e treaba lui. Îl privește pe el. Eu nu sunt supărat. Puiu Iordănescu, antrenorul secolului, mulțumesc. Sper ca împreună să scrim o carte. Sper ca împreună... Să avem și energie, să avem și timp. Doamnelor și domnilor... În numele dumneavoastră îi mulțumesc lui Puiu Iordănescu. Vă mulțumesc dumneavoastră cei care v-ați uitat. Ne revedem miercurea viitoare. Până atunci vă urez tuturor numai bine.